Peste 110 specii horticole sunt afectate de ploșnița marmorată, originară din Asia aceasta provoacă daune importante în pomicultură, legumicultură, cultura plantelor ornamentale și culturile agricole. Ploșnițele au obiceiul să ierneze în construcții umane, acesta fiind motivul pentru care locuitorii se trezesc cu musafiri nepoftiți în case. Înainte de sosirea sezonului rece, informează revista ferma.ro, insecta a fost semnalată în Europa pentru prima dată în anul 2004, în Elveția, la Zurich. De atunci, ploșnițele invazive s-au răspândit aproape pe tot continentul fiind atestate în anul 2011 în Grecia, în anul 2013 în Franța și în nordul Italiei, în anul 2015 în Serbia, iar în anul 2016 în Spania. Posibilitățile sale de combatere ar fi limitate. În urma cercetărilor efectuate în Europa s-a ajuns la concluzia îngrijorătoare că paraziții și prădătorii atac acest dăunător într-o proporție foarte scăzută, practic neavând mai naturale în noile areale în care și-a făcut apariția. Potrivit sursei în locuințe și alte dependențe, este recomandată împiedicarea pătrunderii pe cale mecanică. În acest sens pot fi utilizate plase de țânțar la ferestre ce se închide tanș. Crăpăturile prezente pe sau în locuințe vor fi astupate cu silicon sau etanșant acrilic. Unele insecticide precum Pietroizii de sinteză combat și ploșnițele, însă doar pentru o scurtă perioadă de 3-7 zile.